Cu obiectiv declarat de promovare în Liga a doua, Corvinul Hunedoara, care și-a reluat pregătirile de două săptămâni, a plecat astăzi în cantonament la Curtea de Argeș după ce a trecut cu 3-1 într-un meci amical de divizionare secundă Ripensia Timișoara. Joia trecută și-au reluat antrenamentele și cei de la CSM Deva, al căror obiectiv este, ca și în sezonul anterior, calificarea în play-off, indiferent de seria în care vor fi repartizați. Devenii, care la nici 48 de ore de la primul antrenament au jucat un meci școală tot cu Ripensia, care se află în cantonament în județul Hunedoara, cu două reprize de 50 de minute și pe care l-au pierdut cu 5-0, se vor antrena pe plan local și promit evoluții frumoase în partidele amicale, dar nu numai. Săptămâna asta suntem la adaptarea la efort. Peste 7-8 zile începe antrenamentul fizic pentru acumulare și vom avea jocurile care le avem pe parcurs programate și evoluția va fi foarte bună. Nu o să mergem în cantonament, toată pregătirea vom face aici la bază. Vom avea, v-am spus, peste 8 zile vom începe programul de 8 zile de pregătire pe pistă. Programul care le-am eu fiecare an, totul vom face pe plan local. Un meci amical care urmează? Vinerea viitoare vom juca cu Hațegu. Nu mă interesează cu cine pică. În anul trecut am picat cu două echipe de Liga 2, Pandori și Reșița, care veneau de Liga 2, deci orică pică cu Hunedoara, cu Pandori, cu ăsta nu trebuie să fim obiectivul de a prinde play-off-ul. Ora și locația jocului dintre CSM Deva și Retezatul Hațeg, echipă care și-a reluat pregătirile tot joia trecută, vor fi stabilite în aceste zile. Jiul Petroșan, care are aproape o săptămână de antrenamente și a organizat un trial de selecție, pregătește primul amical al verii din deplasare cu divizionarea secundă Poli Timișoara, iar cei de la Orul Braț se reunesc astăzi, urmând a anunța programul lor viitor.